toate lucrurile se vor face cu decență, fără festivism și în respect față de acest moment. Adică nu veți merge să mâncați fasole, să dansați hore, cum făcea domnul Mazăre? Nu, nu am fost niciodată și nici nu. Și nici nu vreau. Eu fac acest. Păi și ce se va face? Concret, adică ce se va face? Sărbătorirea Zilei Naționale. Adică. Ceea ce știți. Nu vor, nu va mai fi cu... Cu va fi. Cu cărnați, fasole și așa mai departe. Programul care a fost aprobat în buget încă de anul trecut. Da. Este pus în aplicare. Despre ce vorbim? De în 5 puncte văd de toate detaliile. Veți merge să... Vă invită și pentru că invită presa, pentru că este trecând peste neplăcerile de moment cauzate de o tragedie la nivel național și de niște întâmplări pe care nu le înțeleg ca om la, pe plan internațional. Trebuie să sărbătorim Ziua Națională. Veți merge într-unul dintre puncte? Deci nu veți participa deloc. Voi participa doar la momente oficiale și eventual voi duce la Casa de Cultură, unde este un concert cu intrare gratuită, care să marcheze Ziua Națională. Va fi un concert cu cântece patriotice și așa mai departe.